Alarme de raid aerian au sunat în această noapte la Kiev și în alte regiuni ale țării. Alerta a durat 3 ore. Rușii au atacat masiv capitala cu drone iraniene Shahed, iar ucrainenii au reușit să doboare aproximativ 15 dintre acestea. Victime sau pagube nu s-au înregistrat. Totodată, după atacul de ieri de la podul Ismail, o dronă ar fi căzut pe teritoriul României, potrivit presiei române. Potrivit ucrainenilor, forțele rusești nu au progresat pe linia frontului, însă acestea și-au consolidat pozițiile în zonele pe care le controlează. Prin urmare, trupele ucrainene avansează cu greu în estul și sudul țării, iar armata rusă susține că a respins 12 atacuri ucrainene în regiunea Donețk. Totuși, forțele ucrainene continuă operațiunile de contraofensivă în cel puțin 3 sectoare ale frontului și ar fi avansat în apropiere de Bahmut, notează Institutul pentru Studiul Războiului. Totodată, armata rusă a bombardat cartiere rezidențiale din Sloviansk și a lansat rachete asupra civililor, a declarat șeful administrației militare regionale din Donețk, Pavlo Kirilenko. Oamenii nu au fost răniți, însă pagube materiale au fost înregistrate. Только прилег отдыхать, сидел, листал TikTok и услышал странные звуки. После них начались громкие взрывы. Я разбудил жену, мы пошли в ванну. И прям все стекла дрожали. Было очень страшно. Это было в час ночи. Было очень страшно, было 4 прилета. Стены тряслись, окна тряслись. Сидели в тамбуре с мужем. Через 5 час где-то не сильный, а потом 3 громких. Все, ну, прямо в комнате, балконная дверь от взрывной волны как бы открылась. Приблизно в першій годині ночі пролунали вибухи. Місто обстріляли ракетами С-300 попередньо. Вибухи були в мікрорайоні Лісний, біля Рахсу. Постраждали будинки по вулиці Батюка, Парковій. На щастя, влучань в будинки немає, постраждалих теж немає. Potrivit ucrainenilor, forțele ruse au pierdut 620 de soldați în ultimele 24 de ore. Pe de altă parte, Rusia a afirmat joi că a doborât 6 drone ucrainene în regiunea Kaluga, la mai puțin de 200 de kilometri sud-vest de Moscova. Totodată, primarul comunei Chatalkyoi din Tulcea, Tudor Cernega, a povestit pentru presa de peste Prut momentele terifiante prin care au trecut localnicii miercuri dimineața, după atacul cu drone asupra portului Ismail. Potrivit lui, oamenii au povestit că dronele au trecut pe deasupra caselor lor și că una ar fi căzut în pădure. Au fost declanșate căutări, dar nu au fost găsite însă resturi de dronă, a subliniat primarul.